Numărul cazurilor de violență domestică la nivel de județ a crescut foarte mult în ultimele luni. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș, în Baia Mare avem sute de cazuri de violență domestică reclamate în primele 10 luni din acest an, mai precis 774. De altfel, municipiul reședință de județ se află în fruntea clasamentului. În localitățile din jur s-au raportat destul de multe de asemenea. În localitățile din jur s-au raportat destul de multe incidente de acest fel, conform datelor statistice ale Poliție Maramureș. Astfel, la secția 1 Groș avem 69 de cazuri și 60 în Baia Sprie. La Recea însă s-au raportat numai 2 cazuri de acest fel până la finele lunii octombrie. În special, în mediul urban se întâlnesc cele mai multe raportări ale acestui fenomen, după cum arată datele IPJ Maramureș. În Borșa s-au înregistrat 53 de cazuri, iar la Cavnic 16, în timp ce Sighetul se află pe locul 2 în județ cu 133 de cazuri de violență domestică, fiind urmat de Vișeu de Sus pe poziția a treia cu 107 cazuri. Reprezentanții IPJ Maramureș au precizat că datele statistice se referă la situații de violență domestică semnalate fie prin 112, fie prin alt mod de sesizare. Vă reamintim că există aplicația Bright Skyro, care oferă asistență și sprijin specializat victimelor violenței domestice, persoanelor aflate într-o relație abuzivă sau celor care sunt îngrijorate pentru astfel de persoană, explică oficialii instituției. Însă, la nivel de județ, nu există o statistică privind cetățenii care au folosit această aplicație.